Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la primul vlog de noapte. Știu că foarte mulți dintre voi mi-a cerut: domne, hai să faci un vlog de noapte. Am zis ok, cu prima ocazie voi face un vlog de noapte din club, să vedeți cam cum se prezintă starea în cluburile din București, dar și din afara Bucureștiului. În această seară vom merge în orașul Ploiești la un club, la niște prieteni acolo, și o să vă las niște cadre, o să filmez pe acolo ce se poate filma, ca să vedeți și voi cum este viața de noapte. Și dacă mai vreți să mai facem astfel de episoade, nu uitați să vă abonați, să apăsați acolo pe butonul ăla de like, de subscribe în cazul în care nu v-ați abonat deja. Și acum o să mergem să alimentăm și după aceea să mai luăm pe cineva cu noi. Cam astea sunt planurile. Hai, ne vedem la benzinărie după ce alimentăm. Peace! Hai repede să dezbatem un subiect acum, că suntem aici la benzinărie. Hai că avem timp. Că mulți au spus întrebarea asta cu sexul la prima întâlnire și sexul după o perioadă de timp. Bă, din punctul meu de vedere, prima oară, gen când te vezi cu femeia, adică gen cum a fost și la noi, prima oară la sex e așa, gen să fie totul bine, știi, să nu încurci ceva, ești mai timid, să nu pui mâna acolo, să nu deranjezi femeia, să se simtă prost sau tu, știi, adică să fie totul perfect. Dar după 2-3 luni de relație, știi cum e sexul? E ca micul dejun, zici, haide, vină încoa. Treci de chestia aia, știi, de timiditate. Băi, eu nu că am fost timid, dar am fost așa, gen, să fie perfect, știi? Dar da, sunt 100% cazurile, pentru că și mi s-a întâmplat. Prima oară când faci sex, ești așa mai încălțat invers ca să fie totul bine. După 2-3 luni, 1 lună, fiecare cum se acomodează, sexul devine altfel. Sexul devine o chestie, nu știu, ca o obișnuință, dar devine ceva așa în sânge, știi? Și ai mai mult elan. Hai că alimentăm și vorbim după aia. E superb, nu? Păi se introduce aici, se apasă așa și se lasă, gata. Și alimentează singur. Mai să mai spui ceva legat despre relațiile sexuale? Da, contează sexul foarte mult într-o relație. Și sper că v-am răspuns la întrebarea asta. Să vă protejați. Da, bă, dacă nu aveți o relație de lungă durată, folosiți, bă, prezervativul. Și dacă aveți și o relație de lungă durată și nu vreți un copil, folosiți și atunci prezervativul, pentru că este foarte important. Dacă nu folosiți prezervativul și o puteți o curbă, aveți șansa să luați o boală, sau dacă stați cu iubita voastră, aveți surpriza de a face un baby neașteptat. Așa că foarte mare importanță. Tu you want a baby? Da. Hai aici. Hai. Hai. Dar poți să închizi camera? Nu, că și ce mai de spus așa pentru vlog, pentru... Nu mai nu-i care. Păi vino încoace că trebuie să te prind aici. Gata, stai că trebuie să închid acum că ai intrat aici. Și mă gândesc că o să vorbesc degeaba și o să fie ceva de genul. Așa că o să vă las cu niște cadre interesante cu fetele, să le vedeți bam bam cum arată, cum dansează nebunii. Dacă vă place, nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați în cazul în care nu v-ați abonat deja. Și dacă mai vreți să mai facem clipuri de noapte din cluburi, v-aș ruga să-mi lăsați un comentariu cu sugestiile voastre cu unde să mergem să mai filmăm. Haideți în club! As we fly. Together, fly.
câteva cadre pe aici, la club, la băiatul ăsta au ieșit super blană. O să mai stau cam vreo oră, oră jumătate să mai am niște cadre, pentru că trebuie să mai vină niște MC de la București și alte fete care trebuie să danseze, adică animatoare. După care o să mă duc și eu către casă, o să mă apuc să le editez mai întâi clipul lor, pentru că este prioritar. Da, se vede așa, pentru că este becul ăla sus acolo care se tot stinge, se aprinde. Eu sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut aici. Oricum o să vă mai las cu niște cadre când o fi să plec spre casă. O să vă mai filmez când plecăm acasă, o să mai facem câteva discuții, vedem noi. A fost o experiență super tare, oamenii de aici sunt super cool. Clubul este aproape plin, e caterinca maximă. Au fost și câțiva băieți care m-au salutat aici și de lor le mulțumesc foarte mult. Și pe această cale vă salut încă o dată băieții de la Ploiești, am făcut aici poze. Super tare și da, o să revenim cu un update după ce o să fi să plec de aici, pentru că nu prea am ce să vorbesc, încă o dată vă spun. Este foarte multă gălăgie, foarte multă muzică și nu o să auziți mare lucru. Așa că decât să stau să vorbesc să nu mă auziți, mai bine vă las cu niște imagini, vă împrospătați memoria și ochișorii, după care vorbim când o fi să plecăm de aici de la club. Vă pupă vreacăle și ne vedem pe drum către București! Hai că s-a făcut dimineața, băieții mei. Nu știu cât este ceasul, s-a făcut 5 dimineața și am venit să luăm niște McNuggets.